Da, în fotbal, astăzi ne dăm seama că fotbalul e o necunoscută, că nu ești pregătit de luptă și să fotbal care trebuie să-l joci. Și îți vin și momentele astea în care înveți din ele, sper să învățăm, trebuie să ne limpezim foarte repede, pentru că cred eu că e puțin cam dur, 3 etape, niciun gol. Nu că pierzi, că poți să pierzi, până la urmă fotbalul, ori pierzi, ori câștigi. Problema e că sunt 3 etape și noi n-am marcat. În toate 3 etapele am jucat ofensiv, am adus mingea acolo în care eu, am adus lângă ea, dar se pare că nu intră. Da, trebuie să reflectăm cu toții, să ne gândim și să schimbăm ceva, că trebuie schimbat. Până la urmă trebuie să schimbăm ceva. Ca să marcăm, ca să câștigăm, ca să revenim. Dar în viață, când probabil am făcut niște greșeli și unele greșeli care ne costă, cum a fost și în seara asta, o singură greșeală în apărare și am luat gol. Atât de ușor și atât de... Da? Nu e că am luat un gol, de ce n-am dat? Până la urmă trebuia să am avut multe ocazii. Învățăm o lecție, dar totul durează o zi. De mâine trebuie să o luăm de la capăt, pentru că trebuie să avem puterea și forța să o luăm de la capăt, să găsim cauza și să schimbăm lucrurile. Trebuie un număr 9, dar și un număr 10. Acum să vorbim de lucrul ăsta, vedem, să discutăm, să vedem ce... Clar, când nu marchez, ceva lipsește, dar probabil limpezimea în fața porții, acolo, pentru că mingea a ajuns, mingea a fost acolo. Da, probabil, da. Vedeam. Este vorba și de valoarea jucătorilor sau pur și simplu e o perioadă care nu merge? Nu știu, vom vedea. Vom vedea. Nu pot să zic acum dacă e, pentru că 99,9% mi-am condus meciul. Și când nu marchez în ambele meciuri, adversarul a ajuns de 2 ori, o dată sau de 2 ori și e un gol. La Galația am făcut un meci iar la fel, foarte bun, ne-am impus, dar practic n-am marcat, iar o ocazie care am avut. Și atunci, da, e un moment, probabil, ce să zic, un moment dur pentru noi, dar trebuie să-l acceptăm, trebuie să ne uităm în față și reflectăm, trebuie să găsim cauza și să mergem înainte. 20 de șuturi spre poartă, unul singur pe poartă și acela minutul 73. Ce am văzut în ultimele 2 zile la antrenament s-a întâmplat la meci. Același lucru. Ce ai spus tu înainte. Le-am zis. I-am avertizat. Le-am zis. După aia, da. E un moment în care trebuie să ne gândim cu toții și trebuie să schimbăm lucrurile, clar. E o noapte... Mergem acasă, dar după aceea, bineînțeles că trebuie să ieșim, să scoatem tot ce avem mai bun fiecare. Doicaru, Stoian, parcă au adus ceva în plus acolo, când au intrat. Da, sunt tineri și n-are rost în momentele astea să vorbim de ei, chiar dacă puteau să facă și ei mult mai mult, dar... Da, ei au circunstanțe, au vârsta care o au, atunci suntem în spatele lor. Am riscat, i-am băgat, știam că au posibilitatea și au potențialul să facă, dar puteau să facă și ei mai mult. Pentru prima oară, galeria la final a încurajat pe tot parcursul meciului, dar la final a fost ironic la adresa băieților. Sunt momentele grele când vin și lucrurile astea, trebuie să le accepti, să mergem înainte, să o reflectăm și să mergem înainte și să vedem ce trebuie făcut. Așa cum a fost frumos înainte, sunt și momentele astea când, ce să zici, mai bine taci din gură, mergi acasă și reflectezi și trebuie să scoți, să fii altul. De mâine trebuie să fii altul, trebuie să faci altceva, pentru că în fotbal totul durează o zi și n-ai timp de să te lamentezi prea mult și atunci trebuie să schimbăm. E clar că trebuie să schimbăm ceva. Există o presiune, dar trebuie să schimbăm lucrurile. Pentru că vine următorul meci acasă și e necesar, e fundamental să-l câștigăm. Noi n-am auzit ce a spus la TV despre Național. Poftiți?
N-am auzit ce a spus la TV despre Naționalul, care a fi răspuns. În primul rând, ca să vă dau un răspuns, e de bun simț și de respect ca să-l sun primară, cum dânsul m-a chemat primară și ne-am întâlnit, așa trebuie să-i zic și eu mâine, deci voi spune primară președintelui decizia care s-a luat, care e luată, de fapt, de mult timp, dar eu comunic mâine și după ce află dânsul, clar că o să o afla și dumneavoastră. Într-un comunicat scris, simplu, scurt, de tot ce va fi, așa că cam asta e. Mister, ați jucat la Farul pe vremuri când pe stadion erau 20.000 de oameni care se încheșteau să vadă echipa și știu că povesteau foști jucători că atunci când se pierdea un meci erau foarte supărați, nu revenea să facă nimic. Credeți că cei de acum au aceeași reacție, să fie supărați de ei în primul rând? Legat de cine? Despre cine vorbim? De jucătorii noștri. Că pe vremuri jucătorii Farului când se pierdeau un meci în anii 80-90, vorbim de cei de atunci, erau foarte supărați, nu le venea nici să iasă din casă. Cred că nu ai rezultatul care ți-l dorești, cred că orice persoană e foarte supărată. Nu cred că poate să existe unul care... Deci cred că toată lumea, tot ce înseamnă farul, farist, e supărat în seara asta. E clar, e 100% asta. Cu toții suntem și trebuie să reflectăm, cum am spus. Iar de mâine trebuie făcut, găsit drumul în care trebuie să mergem. Pentru că trebuie schimba ceva. Ți se întâmplă în viață ca să te facă mai bun. Să înveți din ele, din tot ce e greșit să înveți și să te duci mai în față, să o schimbi. Nu există alt remediu. Remediu? Sau altă alternativă? Nu există. Trebuie să mergi înainte. N-avem. Cu unul sau cu altul, cu mine sau fără mine. Deci trebuie mers înainte. N-ai cum. Farul trebuie să meargă. Farul rămâne pentru totdeauna. Noi suntem trecători. Odată e cineva, mâine va fi altcineva, poi mine, dar important e ca toată lumea să muncească pentru club, să dea ce are mai bun.